Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Am revenit, vă spuneam că facem în următoarele minute ale emisiunii, vom face o analiză a situației terenurilor agricole, a vânzărilor, de tranzacțiilor cu terenuri agricole. Împreună cu noi pentru a discuta pe această temă este doamna Andreea Krasnopolski, este purtător de cuvânt al ANPCI, Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară. Bună seara, doamna Krasnopolski, vă mulțumim că sunteți cu noi. Bună seara, bine v-am găsit. Așadar, am văzut că ați prezentat datele privind tranzacțiile cu terenuri în ianuarie 2024, dar v-aș ruga dacă doriți pentru început să facem o scurtă sinteză a anului 2023. Cam care au fost principalele date din 2023 și apoi, sigur, poate facem și o comparație, evident, dar vă rog, vă ascultăm. Conform datelor publicate pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în anul 2023 au fost vândute la nivel național 135.261 de terenuri agricole. Cele mai multe dintre acestea au fost tranzacționate în județele Dolj, 8.918 terenuri agricole, Buzău, 7.058 de terenuri agricole și Arad, 7.231 de terenuri agricole. Județele în care au fost vândute cele mai puține astfel de imobile anul trecut sunt Maramureș, 807 terenuri vândute, Covasna, 1003 și Bistrița Năsăud cu 1030 de imobile. Dacă facem o comparație cu anul anterior, observăm o scădere a numărului de contracte de vânzare-cumpărare care au avut ca obiect acest tip de imobil. Când ziceți anul anterior, înseamnă 2022, nu? Exact, 2022, da. Uh-huh. Și atunci au fost vândute aproape 143.000 de terenuri agricole, iar anul trecut, după cum spuneam, au fost tranzacționate puțin peste 135.000 deci, de astfel de o ușoară de scădere, să zicem, da. O ușoară scădere, însă, dacă ne uităm și mai în urmă, da, cifrele sunt în creștere, pentru că în 2021 numărul total al terenurilor agricole vândute la nivel național a fost de 109.647. Am înțeles. Deci sunt ușoare diferențe în față de 2021, cum spuneați, creștere 2023, da. Exact. Bun. Revenim la luna ianuarie 2024. Doar să remarc faptul că cele mai multe tranzacții, spuneați, au fost în Dolj, în Buzău, ați spus, da? Și, da, și Arad. Și la Arad. Sunt județe cu potențial agricol important. Și Doljul, și Buzău, și Aradul. Deci, mai puțin, iată, poate Covasna, Maramureș și Bistrița Năsăud, de care spuneați că au fost mai puține tranzacții. Nu știu dacă asta e vreo regulă, dar constatam. Da, nu este neapărat o regulă. Se mai schimbă ordinea. Se mai schimbă, nu? Adică avem fluctuații. Da, 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 sunt. Bun. Spuneați că acestea sunt datele la nivelul lunii, la nivelul anului 2023, nu? Da. Bun, ele au, adică nu știu dacă acum aveți datele la îndemână, că acum mi-a venit și mie ideea. Ele reprezintă și o anumită suprafață, adică aveți și suprafața aici sau e vorba doar de numărul de tranzacții efectiv realizate? Din păcate nu am în acest moment. Nu sunt înregistrate și suprafețele, nu? Probabil că sunt înregistrate, dar este în alt sistem. Acestea sunt statisticile lunare pe care noi le facem publice. Am înțeles. Dacă vă interesează, sigur că da, putem căuta și suprafețele. Cu următoarea ocazie, da, poate aflăm, adică o să vă rugăm să ne dați și suprafețele ca idee. Sigur. Nu e o problemă. Bun. Spuneați că ianuarie cum a început? În prima lună a acestui an au fost tranzacționate în întreaga țară 6.781 de terenuri agricole. Județele care au fost înregistrate cele mai multe vânzări sunt Botoșan, cu 469 de terenuri vândute, Dolj și Bihor,
La polul opus se situează județele Sibiu, Alba și Maramureș, iar dacă facem o comparație cu luna ianuarie anului 2023, observăm o ușoară scădere a numărului de tranzacții cu terenuri agricole la nivel național. În sensul că în prima lună anului trecut au fost vândute 7.086 de terenuri agricole, iar luna trecută, cum spuneam, 6.781. Am înțeles. Deci, bun, poate că e relevant, poate că nu, avem numai prima lună, dar aceasta este statistica, să zicem, nu? Aceasta este statistica și, în general, știți cum e, în primele luni ale anului nu sunt... Activitatea e mai slabă. Multe. Da, da, exact. Adică începe mai ușor, așa să zic, pe zona de tranzacționare. Da. Despre prețuri aveți date? Nu. Nu, despre prețul nu. Nu este o informație relevată în cartea funcțională. N-ajunge la dumneavoastră, nu? În sensul nu. Acesta. Ok, dar suprafețele se pot afla, să zic, nu acum, evident. Da, da, nu acum pe loc, dar am înțeles. Putem face o căutare. Mai sunt alte noutăți? Dumneavoastră prezentați aceste cifre, spuneați lunar, nu? Da. Lunar, defalcate pe județe. Defalcate pe județe. Sunt disponibile toate aceste informații pe pagina ANCPI, www.ancpi.ro, la secțiunea media statistici. Aha, deci acolo le pot găsi și telespectatorii noștri dacă doresc să vadă care este, să zicem, statistica acestor date. Sigur că da. Bun, ca o concluzie... mergem înainte și vedem cum va fi anul acesta, nu? Da, nu avem cum să prezicem viitorul, vedem lună de lună ce se întâmplă. Da, da, e adevărat. Bine, păi deocamdată ne limităm la aceste date și vă mulțumim pentru amabilitate și pentru prezență, nu? Cu mare drag, cu mare drag. Bine, vă mai așteptăm la noi în emisiune. A fost alături de noi doamna Andreea Krasnopolski, purtător de cuvânt al ANCPI. Bun, până facem următoarea legătură, doar să mai citim câteva, să zicem, titluri de pe Agro TV. Tinerii fermieri de succes, tineri fermieri de succes, avem un material, un business care se încăpățânează să înflorească în ciuda exploziei cheltuielor de producție. Cred că e vorba de afaceri cu flori. Avem, iată, această informație. Da, și dacă am deschis știrea, e vorba de tineri fermieri care sunt și absolvenți ai Facultății de Horticultură de la USV Iași și care, iată, au... deschis o tradiție de familie, seră de flori. Cam despre asta este vorba. Ok. Imediat o să intrăm și cu colega noastră, Raluca Daria Diaconiuc, în direct. Cu cât riști să fii amendat dacă dai foc la miriște, este o altă informație de pe Agro TV și Comisia Europeană a publicat modificările regulamentului privind GAEC 8. Iată câteva știri interesante, o să revenim la ele după ce vorbim însă un pic cu sau un pic mai mult cu colega noastră Raluca Daria Diaconiuc. Bună seara, Raluca, mulțumim că ești cu noi. Bună seara. Am văzut că ai venit cu o știre tragică, aș spune, de la Iași. E vorba de mai multe oi care au murit dintr-o eroare a proprietarului, să zic. Sau care a fost situația acolo? Dă-ne, te rog, da, câteva amănunte. E o situație, practic, care am aflat-o din județul Vaslui, pentru că de acolo este fermierul nostru, din Bunești, Avere, județul Vaslui. A pierdut aproape toate oile pentru că a folosit din nou acea substanță despre care noi am mai atras atenția, cu alte ocazii folosită și la om, diazinol. Acea substanță pe care a spus că s-a dus și a cumpărat-o de la o farmacie veterinară,
din județul Vaslui, pentru că a văzut că oile aveau râie și vroia practic să le vindece. Să le vindece, să le facă bine. Da, le-a numai făcut că... așa de bine de la... Da, le-a făcut de le-a omorât pe toate. Asta pentru că nu am folosit corespunzător și noi am mai atras atenția și atunci când a fost vorba de cazuri la copii, că medicii veterinari mereu spun cum se folosește, când se folosește și cum trebuie dizolvată o astfel de substanță. Iată că după ce este mai tragică, după ce 2 ani de zile de muncă în Franța, pentru domnul respectiv împreună cu soția, fermierul nostru, crescătorul de animale, da. Da, vorbim de două persoane cu vârste între 37 și 39 de ani, după ce au muncit acolo foarte mult, s-au gândit cu o parte din bănuții strânși să facă o mică stână. Au avut 120 de oi și au strâns și nutreț, aveau toate cele necesare, au cheltuit în total. Deci o gospodărie așa, o fermă, mini-fermă destul de frumoasă. Da, spuneau că au cheltuit în jur de 30.000 de euro pentru ceea ce aveau acolo și iată că acum, practic, pierd cam toate oile. De 2 zile se întâmplă aspectul ăsta. A observat că una câte una, practic, ele nu mai respiră și a văzut că deja mureau pe capete. Și a spus că totul a plecat după ce s-a dus la farmacia veterinară, a luat acea substanță, a întrebat-o pe doamna de acolo cum trebuie să folosească, a spus că trebuie câte 5 ml fără apă, li s-a părut și lor cam mult, cam mare cantitate, au pus doar 2 ml la fiecare oaie și tot a fost, bineînțeles, foarte fatal. Rău. Da. Dar normal, cum se... E greșeală cu substanța aceasta sau e o greșeală de administrare, să zic așa, substanța? De administrare, în primul rând, ea trebuie diluată extrem de mult. Da, nici nu se compară cu ceea ce a înțeles dumnealui. Cei de la Colegiul Medicilor Veterinari din Vaslui spun că, din păcate, nu e prima situație și că trebuia să discute cu medic veterinar, că nimeni n-ar fi recomandat aplicarea diazinolului direct pe piele. Acest aspect practic nu este înțeles, pentru că nu trebuie direct pe piele și trebuie diluat de fiecare dată când este folosit și acum proprietarul de animale practic a crezut că a făcut o economie și a folosit astfel de substanțe, dar se pare că pierde tot ceea ce a muncit, toate oile pe care le-a avut și spuneau cei de la Colegiul Medicilor Veterinari din Vaslui că, din păcate, astfel de situații se cam repetă și că oamenii preferă să administreze medicamentele după ureche, fără să meargă la specialiști și de aceea se ajunge la o astfel de soluție. Vorbim de un produs avem medici veterinari în comune, în sate, mai avem, nu? Adică pot fi consultați, să zicem, sau... Da, bineînțeles, dar există și persoane care am văzut că și online mai medici veterinari, mă refer, specialiști care mai oferă sfaturi, dar domnul respectiv nu s-a gândit, a luat efectiv de bună ceea ce i-a spus persoana de la farmacia veterinară, da? S-a gândit că are dreptate, dar iată că acum paguba este mare. Din cele 120 de oi, doar câteva mai trăiau. În momentul în care am primit imaginile, mai erau câteva care trăiau, dar dacă toate au beneficiat de acel tratament riguros cu substanța respectivă, ele nu mai au șanse, practic. E posibil să nu mai până mâine. Să nu mai fie niciuna, da, până da, mâine. Da, da, nici până mâine. Din păcate, când
semnalată, practic problema era mult, mult prea târziu și nimeni nu mai putea să-l ajute. Și medicii de la Iași, veterinari cu care am discutat, îmi spuneau că nu înțeleg de ce oamenii se încăpățânează în momentul în care au apărut atâtea știri, atâtea informații despre acest produs, că este extrem, extrem de periculos. Îl folosesc în continuare atât la animale nediluat, cât și la oameni, cazurile acelea de copii și chiar de adulți din mai multe tot zone. Tot de la diazinolul ăsta veneau și ele? Și acele cazuri cu copii? Toate sunt, da, și după cazurile pe care noi le-am prezentat aici la Agro TV, la două zile au mai venit două astfel de cazuri de prin zona Oradea, dacă nu greșesc, cu o mamă și copilașii care tot la fel au folosit acel produs. Înțelegem că nu toată lumea, să spunem, are o educație corespunzătoare, dar măcar dacă apare așa pe la ureche, auzi odată că nu e bine de folosit, ar trebui să nu o folosim. Copilul despre care vorbeam în cazul de la Iași este în continuare în moarte cerebrală, cazurile sunt foarte multe și acum iată că și la animale, de unde spuneam că sunt folosite la animale, nici la animale nu e mai bine și medicii veterinari au început nici să nu-l mai recomande, poate și de frica faptului că oamenii nu știu ce este foarte bun și atunci să ajungă la situații de genul ăsta. Că în momentul în care proprietarii de animale nu dozează corespunzător după sfatul unui specialist, animalele vor muri, ca exact cum se întâmplă în cazul de la Vaslui. Și atunci medicul veterinar se va simți răspunzător pentru un lucru pe care probabil nu l-a făcut sau cu siguranță nu l-a făcut cu reavoință. Da, nu-mi dau seama că cine are principala responsabilitate este totuși a proprietarului, a celor care folosesc aceste substanțe. În cazul de care vorbești, nu știu, m-aș uita un pic și la doamna aceea de la farmacia veterinară, dacă se pricepe, dacă e totuși a spus ceva corect, poate a înțeles omul greșit, nu-mi dau seama, dar nici nu știu, poate ar trebui mers pe niște lucruri un pic mai dure, adică, nu știu, să facă niște anchete, să se vadă unde se, dacă avem un vinovat, mi-e greu să spun, mi-e greu că... Oricum va fi o anchetă și în acest caz. Deci avem o anchetă, nu? Plecând de la... Se va face și în acest caz, am înțeles, o anchetă, tocmai pentru a evita astfel de eventual, de da, tragedii. Nu știu dacă pot fi niște exemple, să zicem, negative, care să apoi să fie înțelese de oameni. Dar pare să că înțelege mai greu, totuși. În momentul în care am fost pe teren referitor la știrile care le făcusem pentru acei copilași, ciobenii cu care discutam eu prin județul Iași și care nu păreau niște persoane cu două, trei facultăți, știau că acel produs nu trebuie să fie folosit, pentru că au mai discutat și ei cu niște specialiști. Adică au mers la niște oameni în care au încredere și care sunt cunoscători. Și se pare că au evitat astfel de situații. Adică totul ține un car de informare minimă. Exact, cred că aici este cheia, o minimă informare, cum spui, din resurse bune, din surse autorizate, adică de la medici veterinari, în primul rând. Dar medicii veterinari merg destul de des prin sate și... Merg, da. Eu am întâlnit deseori și de fiecare dată le explică. Da, cei mai mulți sunt atenți, dar există un segment mic, dar iată, am care înțeles. Ajunge la situații de genul ăsta și mor animalele și chiar e un lucru cât se poate de trist. Da, mai mult și decât atât. Pierdută. Mai mult decât atât ce putem să facem? Doar să vorbim despre aceste cazuri și să le explicăm ceea ce și facem noi aici în emisiunea noastră. Da. Bun, îți mulțumesc mult pentru prezență și pentru informații, chiar dacă, așa cum spuneam, nu sunt cele mai bune astăzi, dar aceasta este realitatea, trebuie să vorbim și despre ea.
Da, exemplele astea nu sunt multe, dar aș putea spune că sunt extrem de crude și realitatea asta trebuie să fie înțeleasă și de cei care poate doar prin astfel de emisiuni sau doar prin jurnalele de specialitate încep să înțeleagă niște lucruri și măcar să nu le repete pe viitor. De acord. Mulțumesc pentru prezența de astăzi, Raluca Daria Diaconiuc, a fost cu noi, corespondent Agro TV și Prima TV în Iași și în regiune. Apropo de alte probleme care pot apărea, avem și un material despre cât riști să fie amendat, cu cât riști să fie amendat dacă dai foc la miriște. Autoritățile avertizează pe toți cei care au de gând să dea foc până la urmă, în pofida tuturor avertizmentelor, că dacă este încălcată legea, făptașul riscă o amendă de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoane juridice. Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este permisă numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate printr-un ordin de ministru al Ministrului Administrației și Internelor. Vă reamintim că la începutul lunii peste 100 de hectare de teren agricol au luat foc în județul Vâlcea. Înțelegem că legea spune că se pierde și subvenția acordată de APIA dacă se încalcă această lege. Deci avem, iată, niște sancțiuni destul de drastice pentru fermierii care încearcă să, sau mă rog, care dau foc miriștilor. Bun, ne oprim la această oră aici cu emisiunea noastră. Vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe Agro TV. Urmează Ce vor plantele, apoi jurnalul de la ora 19. Avem știri și informații interesante, așa cum ați văzut, unele tragice, altele mai bune, de ce nu, dar informații care sunt de interes. Așadar, toate cele bune vă dorim, rămâneți pe Agro TV, numai bine! Verben, numărul 1 în tratamentul T1.